Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. În capitală, vedeți, un tramvai s-a rupt pur și simplu în două. Este panică. Raluca Mândoiu ne dă toate detaliile. Raluca, ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit, tramvaiul care circula pe linia 32 din capitală era în probe. Incidentul a avut loc în zona intersecției Petre Ispirescu cu piața Rahova. Acolo tramvaiul pur și simplu s-a rupt și a deraiat de pe șine. Este al doilea incident în mai puțin de două luni. Un caz similar a mai avut loc pe aceeași linie a tramvaiului 32. În acest moment se fac verificări, se fac cercetări la fața locului, dar și efortul ca tramvaiul să fie evacuat de pe șine. Evident că este afectată circulația tramvaielor spre Piața Unirii, astfel că au de suferit toți călătorii care se deplasau pe această rută.